Fiul unui pescar de pe Ada Cale, Durgut Husref trăiește în drobeta Turnu Severin și povestește cu nostalgie despre primii 25 de ani din viața lui trăiți pe insulă. Și-a petrecut pe Ada Cale copilăria și tinerețea, iar acum își amintește despre colțul de rai pierdut pentru totdeauna în apele Dunării. Era rai pe insulă. Fructe, tot ce vrei. Nu era nevoie de legume să mănânci. Luai pâinea, te duceai, luai două mere sau pere, mâncai, erau foarte. Mâncai cu fel și fel de fructe care erau foarte multe. Am adus și acasă aici, am doi pom, trei, plus mochini. Așa că nu... Beam apă din Dunăre. Viața era dulce pe Ada Cale. Primăvara, locuitorii acestui colț de rai plecau prin țară cu înghețată. Se întorceau toamna acasă cu gândul că timpul nu a trecut degeaba. Erau fericiți pe insula lor, ce părea ruptă de tot ce era rău pe lume. Copiii mergeau la școală, unde la început s-a predat și în limba turcă. Bărbații jucau table sau fotbal și aveau echipa recunoscută în zonă. Am lucrat și la fabrica de confecție, am lucrat și barcajou, am lucrat și la restaurant. Am plecat și prin țară cu înghețată, cum făceam majoritatea bărbaților. Femeile lucrau la fabrica de țigări și de confecții și bărbații ori erau barcaziu, ori erau pescari, ori se duceau prin țară primăvara și veneau toamna cu înghețata. N-aș putea să spun exact cum. Mai un volei, mai un fotbal, mai o vară în Dunăre. Armonia a luat sfârșit în 1964, când Gheorghe Gheorghiu Dej a hotărât împreună cu președintele Iugoslaviei, Josip Broz Tito, să construiască barajul Porțile de Fier. După moartea lui Dej, în martie 1965, Ceaușescu i-a desăvârșit opera. Proiectul avea să ducă la formarea unui lac de acumulare și la scufundarea micuței insule Ada Cale, un sacrificiu considerat neînsemnat pe atunci, cu atât mai mult cu cât fortăreața de acolo a fost mutată pe insula Șimian. Destrămarea a început când au venit și ne-au anunțat că se va construi Porțile de Fier. Atunci nu ne-a venit să credem, dar când am văzut că au început să încet, încet să pătrundă, să măsoare, să așa, au început să dea pașapoarte pentru cine vrea să plece în Turcia și dădea numai cu 70 de kilograme, luai o valiză numai cu 70 de kilograme. Ai muncit o viață întreagă, lași casă, lași tot ce ai în casă și iei niște două valize cu haine și pleci. Foarte greu. Foarte greu a fost. Turcii de pe Ada Cale s-au mutat în Constanța, în Orșova sau în Turnu Severin. Moscheea, cea mai mare din țară, a fost dărâmată, iar covorul din ea, lung de 16 metri, dăruit de sultanul Abdul al II-lea, a fost dus la Constanța. Dezrădăcinați, turcii au plecat care încotro, iar Șimian e acum sub imperiul buruienilor. Mulți dintre cei care au ales Turcia, unde au primit câte 400 de lire, salariul unui om pe lună, s-au întors nemulțumiți de acolo. Durgut Husref a plecat și el la Istanbul și s-a întors după numai 20 de luni. Visam Dunărea tot timpul. E greu să te desfaci de un loc care nu mai vezi. Foarte greu. Acasă, dacă ai casă și dărâmi un coteț, nu-ți iasă mult timp din minte acel coteț. Știi că sunt niște găini acolo, niște iepuri, niște... Mă rog, așa și noi. Să știi că n-ai să te mai poți întoarce. Da, te duci. Nu mai e cotețul, dar e casa mai e. Te duci acasă. Dar noi unde să mai mergem? Cotețul nostru s-a inundat. Foarte greu, foarte dureros. Farmecul insulei Ada Cale a fost uitat de autorități. Pe insula Șimian ar fi trebuit să fie refăcute construcțiile de pe Ada Cale. Acum însă, cei care au obligația să se ocupe de amenajarea insulei privesc în nepăsători cum vegetația acoperă încetul cu încetul monumentele încărcate de istoria Ada Caleului.